Pentru a veni în sprijinul comunității care se confruntă zilele acestea cu temperaturi foarte ridicate, autoritățile locale au dispus amenajarea unor corturi salvatoare. La fiecare cort sunt doi asistenți medicali care sunt la dispoziția sighetenilor, oferindu-le un pahar cu apă rece, care să le potolească setea, întreținută de zăpușala de afară. Iar cine dorește poate să-și verifice și tensiunea arterială. Inițiativa a fost primită cu brațele deschise de către trecători. Putea oferi un pahar de apă celor care nu mai există temperaturile ridicate de afară și pentru a lua atenție. Mi se pare această inițiativă foarte bună, foarte bună și mă bucur chiar că s-o luat și la noi în țară. Asemenea măsuri pentru oamenii care nu au posibilitatea toată lumea să meargă la un doctor sau să-și facă controlul zi de zi. Mă bucur foarte bine, foarte bine din partea dumneavoastră. Cum mi se pare această inițiativă a primăriei? Foarte bine, foarte bună. Foarte bună inițiativă, fac foarte mult bine, o bebe, pentru populație, pentru... Da, să luați un par de apă rece dacă... Nu, vă mulțumesc, nu, am luat acum, am luat, am mâncat, vă mulțumesc. Corturile vor rămâne amenajate atâtea zile cât se va menține vremea foarte călduroasă, cu temperaturi de peste 30 de grade.